joacă, tararirarirara. Toată lumea joacă, joacă, tararirarirara. La Tudor rapid o lacă, tararirarirara. Toată lumea joacă, joacă, tararirarirara. La Tudor rapid o lacă, tararirarirara. Joacă chinii pe tilimă, să rupă ghelilii. Săptămână, mână, tararirarirara. Flăcăiți să prinde mână, tararirarirara. La sfârșit din săptămână, tararirarirara. Flăcăiți să prinde mână, tararirarirara. Din mână cu fetilii mai, tararirarirara. Și în cingă tutilii mai, tararirarirara. Din mână cu fetilii mai, tararirarirara. Și în cingă tutilii mai, tararirarirara. Hei, bătutii mai flăcăi! Așa cu tărenii mei, mă! Joacă Tudoreanca bine, tararirarirara. Nu te faci de rușine, tararirarirara. Joacă Tudoreanca bine, tararirarirara. Nu te faci de rușine, tararirarirara. Bati talpa apăsat mai, tararirarirara. Că-i joc de la noi din sat mai, tararirarirara. Bati talpa apăsat mai, tararirarirara. Că-i joc de la noi din sat mai, tararirarirara. Fetele de Tudor, mă! Tati știu din ea juca, mă! Joc și voie bună, tararirarirara. Tutorenii se adună, tararirarirara. Când joc și voie bună, tararirarirara. Tutorenii se adună, tararirarirara. Și din deal și din pivale, tararirarirara. Și în cincora cea mare, tararirarirara. Și din deal și din pivale, tararirarirara. Și în cincora cea mare, tararirarirara. Ora ce mult o vinească, bine geacă să trăiască. Da, un cântec vesel adus de Ioana Lungurețe aici la Amintiri și Cântec. Puțin mai devreme, doamna Mariana Berică ne-a cântat un cântec de care suflet, să spun așa. Este sensibil pentru Aurica din Gura Humorului și pentru tanti Titina. Le salutăm, le mulțumim că ne sunt aproape, le mulțumim tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. Mai spunem încă o dată bună ziua. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul George! Să rămână, doamna Paula din București, bine ați venit! Da, sunt Râmnicu Vulcea, stabilită în București de atâtea ani, dar vă urmăresc că sunt o fidelă telespectatoare a postului dumneavoastră și vă rog să îmi dați și mie dedicație pentru băiatul meu, că mâine e Sfântul Nicolae. La mulți ani, să fie sănătos! Da, și dumneavoastră vă urez multă sănătate și multă fericire și sărbători fericite și reușe bine, vă mulțumesc mult că v-am prins, că vă prind foarte greu. Noi vă mulțumim că ne-a sunat, la mulți ani pentru băiețelul dumneavoastră, să vă trăiască, să fie sănătos și dumneavoastră să ne urmăriți în continuare. Și vă urmăresc și vă iubesc foarte mult. N-am cuvinte de nedescris cât de mult urmăresc postul acesta. Vă mulțumim frumos pentru aprecieri, toate cele bune și nu uitați că diseară de la ora 20 aveți întâlnire cu Petrecere Românească, tinerii interpreți vor intra în casele dumneavoastră prin intermediul ecranului și grupuri de colindători, iar mâine de la ora 13:30, vă invit să urmăriți pe TVH Gala Cântecului Românesc, o emisiune închinată doamnei folclorului nostru românesc, doamnei Sofia Vicoveanca. Doamna Sofia Vicoveanca vine aici și vă spune lucruri inedite din viața dumneei și vă aduce peste 30 de cântece. Așadar, nu ratați întâlnirea cu cântecul popular de aici, de la TVH. Domnule Alungulese, ce vă face puișorul? Mai cântă? Cristian nu mai cântă, îi place. De ce? Nu știu, dacă mă gândesc acum 5-6 ani de zile, mă întrebau realizatorii de televiziune: domnule, dumneata îl forțezi pe Cristi să cânte? Și eu spuneam, nu-l forțez, dar pot să-l îndrum. Acum copilul, atunci avea 6 ani, 7 ani, putea să facă ce-i spuneam eu.
Dar tot atunci spuneam, mai târziu o să fac eu ce spune el. Iată că a venit și timpul când nu pot să-l oblig, nu pot să-l forțez. Cred că o să înceapă din nou, a început din nou să vrea să cânte, dar a fost, că m-ați întrebat și de ce. Începuse copiii să spună la școală, bă, tu ești țăran. Vedeți, sunt unii oameni, unii care pe noi, când ne văd îmbrăcați cu căciulă, cu cizme, picioare și cu ținuta de la țară, să spunem, deci acea ținută folclorică, ne percep ca pe niște țărani. Ei nu văd că noi suntem continuatorii celor care au fost în spatele nostru. Și ce este rău dacă ești țăran? Bunicii, străbunicii, părinții acelor oameni care spun, iată țăranul, cum, oare cum sunt? Vreau să știți, domnule Georgel. Haideți să discutăm, reluăm discuția după ce mai sunt de vorbă cu un telespectator. Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct! Da, vă aud, domnul. Aș fi vrut și o dedicație muzicală pentru băiatul meu. Păi așa și facem, cum să nu? Dedicăm! Da. Toate cântecele de astăzi pentru băiatul dumneavoastră. Foarte frumos, vă mulțumim. Nu ne-a spus cum îl cheamă, Nicolae? Nu, îl cheamă Lucian, am plinit azi vârsta de 10 anișori. Am înțeles, pentru Lucian numai bine și gânduri alese. Și ne bucurăm mult de tot că ne-ați sunat, vă dorim vizionare plăcută, mai avem de stat până la ora 16 și 30 de minute. Mulțumim frumos, o zi bună! Mă gândesc, fac o paranteză, astăzi trebuie să spunem la mulți ani tuturor copiilor și nu numai, pentru că dacă vine Moș Nicolae, vine la orice copil, dacă e Nicolae, dacă e Ioan, dacă e Vasile, dacă e Grigore, dacă e mare sau mic. Dar lasă-mă să spun că spune la un moment dat, spune amintiri. Eu vreau să vă spun că acolo la mine, la Tudor, la Botoșani, fiind copil, eu n-am știut niciodată că există Moș Nicolae, pentru că acolo nu cred că se gândea cineva la Moș Nicolae. Era Moș Crăciun, care nu se spunea Moș Crăciun, era Moș Gerilă, dar Moș Nicolae, nu mi-amintesc să-l fi auzit vreodată. Era Sfântul Nicolae o zi în care mergeam la biserică și doar atât. Dar iese bine de ce acum să nu percepem acum să fie Moș Nicolae, că ne mai aduce și nouă câte ceva. Da, eu zic că este bine pentru că cei mici se bucură. Dar revenind la discuția de mai înainte, eu zic că este mare păcat când acei oameni scot din gură aceste vorbe, iată și țăranul ăsta. Țăranul ăsta este un om sincer, este un om muncitor, este un om cu frică de Dumnezeu și până la urma urmii, că vor să recunoască unii sau nu vor să recunoască, emisiunile de muzică populară se înscriu în fruntea clasamentului, să spun așa. Aceste emisiuni sunt în preferințele românilor. Asta înseamnă că muzica populară nu va pieri niciodată. Emisiunile de muzică populară fac, dragi prieteni, audiență. Și cântecul popular este cel care îl însoțește pe român atunci când este la bucurie, când este la necaz, cântecul popular reușește să aducă zâmbet pe fața dumneavoastră. Așa că ar fi bine să reveniți la rădăcini și să nu mai spuneți, ia uite țăranul, ia uite ăla cu concepție învechită. Nu! Nu avem nicio concepție învechită. Sunt datinile și obiceiurile noastre. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le păstrăm așa cum le-am învățat de la înaintașii noștri. Și vreau să transmit acum la mulți ani cu sănătate, cu fericire pentru domnul Nicolae Dan Frunte Lată, scriitor, un om de mare cultură, un om căruia îi mulțumesc din tot sufletul pentru sprijinul acordat. Să trăiți, domnule Nicolae Dan Frunte Lată, gânduri alese de sănătate și la mulți ani pentru doamna Nina Avramescu, un alt om special, un om care iubește foarte mult cântecul popular, pentru colegii noștri conducătorii auto, Nicolae Paraschiv și Nicolae Buciumeanu, gânduri alese și cântecele de astăzi. Vreau să mai spunem bun venit altui telespectator, sunteți iubiți, oamenii vor să ne vorbească și asta este. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua, sărut mâinile din Galați! Din Galați, am mai vorbit cu dumneavoastră, domnul Georgel. Mă bucur! Și mă bucur foarte mult că v-am prins cu ocazia zilei de mâine, că mă cheamă Nicuța. La mulți ani, doamna Nicuța, la mulți ani! Și să-mi nepoții, care v-am spus că am 6 nepoți, îmi umpli casa mâine, eu trebuie să stau în picioare pentru ei. Să fii sănătoasă, o bunică fericită! Foarte fericită și mă bucur că ați adus-o pe doamna Mariana Birică, că ea stau o doamnă foarte frumos cântă, și pe domnul Ion. Și mulțumesc. Se potrivesc la cântare nemaipomenit.
Mulțumim foarte mult. Și vă urăm multă sănătate, sărbători cu bine și o zi bună pentru mâine și diseară și mâine vă ascultăm mereu. Să ne urmăriți și diseară. Vă mulțumim frumos că ne-ați sunat. Aș vrea să vă mai pun la cântat pentru că timpul ne presează. Mariana Birică și apoi Ioana Lungulesei. Până ajunge Mariana Birică la locul de cântat, vreau să vă spun, dragi prieteni, că Mariana Birică este un suflet extraordinar de bun. Este un om aparte. Întotdeauna când cineva îi calcă pragul casei, nu știe cum să se comporte. Este un om de excepție până la urma urmei și eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a scos în cale astfel de oameni și că am cunoscut astfel de suflete. Mariana Birică și Ion Alungulesei. Mergem cu căruța, hai, la crâșmă, la leniuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicu sărat. De ce beau un vinișor? Mai ușor eu beau vinul că îmi place și cu apa n-am ce face, fiindcă apa ruginește, dar vinul mă înveselește. Hai da huța, 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 hai să mergem cu căruța, hai la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicu sărat. Chiar de-ți place băutura, la pahar să știi măsura. Omul cu inima bună mai dea și-o țuică de prună. Intră-n cârciumă și bea să-și mai dreagă inima. Hai da huța, 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 hai să mergem cu căruța, hai la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicu sărat. Hai da huța, 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 hai să mergem cu căruța, hai la crâșmă, la lenuță. Tatăl meu m-a învățat să beau vinișor curat de la râmnicu sărat. La Dumnezeu ca să am piciorul meu milicini să-mi poarte și-ai diri 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 da și să-l duc mai departe și-ai diri 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 da să-l fac mare și voinic mai și-ai diri 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 da când noi mai putea să-l strâng mai și-ai diri 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 da să mă ajute când e greu mai și-ai diri 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 da picioraș, piciorul meu, măi, șai, dire, 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 da. În viață nu-i cer nimic, doar atâta vreau să-i zic, să aibă înțelepciune, șai, dire, 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 da. Suflet cald
și gânduri bune și-ai diri-diri-diri-diri-da. Nimenea să nu-l dispartă și-ai diri-diri-diri-diri-diri-da. Nici de mamă, nici de tată și-ai diri-diri-diri-diri-da. Să-i joc la nuntă și iau mai și-ai diri-diri-diri-diri-diri-da. Fici oraș, fici oruni iau mai și-ai diri-diri-diri-diri-da. Luna-i sus, soarele-n prag, feciorunii tare-n drag. Luna luminează tare și-ai diri-diri-diri-diri-diri-da. Feciorunii ca un soare și-ai diri-diri-diri-diri-da. Inima-n este plină și-ai diri-diri-diri-diri-diri-da. De soare și de lumină și-ai diri-diri-diri-diri-da. Fericit mă faci mereu mai și-ai diri-diri-diri-diri-diri-da. Ficioraș, ficiorul meu, mai șai, diri, 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 da. Eu veni vremea ca mâine, am durerea, cui spune, chiar de-o fi să am vreun dor, mai șai, diri, 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 da. O fi dor de-al meu fișor, mai șai, diri, 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 da. Când fișorul va fi mare și-ai diri-diri-diri-diri-diri-da. Mi-o da sprijin și-alinare și-ai diri-diri-diri-diri-da. Așa cum am făcut eu mai și-ai diri-diri-diri-diri-diri-da. Picioraș, piciorul meu mai și-ai diri-diri-diri-da. Da, un cântec cu gândul către feciorașul dumneavoastră. Da, m-am gândit că toată lumea poate să aibă un fecior, dar cred că este valabil și pentru cei care au fete, numai că eu m-am gândit mai mult la băiat. Și foarte bine ați făcut și sunt convins că acest cântec a mers la sufletele tuturor românilor care la această oră stau în fața micului ecran și urmăresc această emisiune Amintiri și Cântec. 021-334-3948 este numărul de telefon la care așteptăm să ne sunați, dragi prieteni. V-am spus că sunt mulți, mulți români care insistă să ne vorbească. Că ia să auzim cine ne-a mai sunat. Alo! Bună ziua, domnul Georgel! Doamna Geta din Galați, ce faceți? Să rămână! Aș da dedicația asta drept placul meu, domnul Georgel. Da? Că am un singur băiet și patru fete. Să vă trăiască! Să vă trăiască, să fiți sănătoase. Și nepoți! Să fiți sănătoasă alături de ei. Și lui doamna Mariana Biri și eu, doamnă, din nota 10, amândoi, Dunia s-a ales, ea s-a dus așa frumos și îmbrăcat așa frumos pe domnul Ion și pe doamna Mariana Biri. Parcă a scos dintr-o cutie, așa pozați amândoi, cu niște zile frumoase, cu cioboti, cu, nu cum spune, cât sărani. Nu-ți vorbi de-a vorbi aici, domnul George Lucă. Mulțumim pentru sprijin. Păi... Eu nu mai zic nimic, numai că mi-am spus și eu of-ul puțin mai devreme. Da, păi așa e, dar nu-i frumos. Dumneavoastră... Nu, îmbrăcat foarte frumos. Doamna Biriș la fel. Uitați-vă și dumneavoastră ce cămăși frumoase. Da, da, domnul George, da. Păi se compară cămășile de ziua de astăzi cu ce avem noi? Păi și dacă n-ar fi țăranul domnul George, ce-ar face orășanitate? Asta am spus și eu, asta am spus și eu. Cei care zic că uite, țăranul consumă lapte de la țăran, da. Consumă ouă de la țăran, consumă puiul de la țăran, da? Vaca aia nu crește pe loc, ouă ăla nu crește. Da, exact, da? Da, domn George. O chestie zice, domnule, copilul cam bolnăvicios de aici din București, dar eu zic, du-l la țară acolo, să mănânce de pe pământ, nu din balcon. Când se duc cu oamenii la piață, ați văzut cu poșeta, cer dragavei, lăptuci, știri. E, astea nu cresc pe străzile Bucureștiului. Da? Vă mulțumim frumos, doamnă, că ne-ați sunat. Vă dorim toate cele bune. E bine că am adus și această problemă în discuție. Păi să vă spun, dacă mi este permis, când am început să cânt, după ce am făcut o pauză mare, primeam telefoane în direct la emisiuni prin 2009-2010 și spunea, domnule, și era vară, iunie, iulie, domnule, dar cu căciula pe cap, da, dragi telespectatori, cu căciula, pentru că la noi, la Moldova, asta este portul. Și nu numai la Moldova, dar în partea Moldovei nu se poartă pălărie. Nu vorbim de Bucovina.
vorbim de Moldova. Acolo nu ai pălăria. Pălăria e o influență austro-ungară, încercam să le explic, dar mulți nu înțelegeau. Ori acolo, între Sire și Prut, n-ai văzut niciodată pălărie. Pune omul, dar dacă zice așa, la nuntă, să dea mare, dar portul popular e căciulă, cizme în picioare. Am reținut aceste aspecte, acum vom reține ce ne spune următorul telespectator. Alo, bună ziua! Bună ziua, mă numesc Caterina din București. Vreau să vă spun că aveți o emisiune plăcută și să bucurați și țăranii mei din județul Olt, care iubesc foarte mult și abia să ajung de sărbători.